Doamne, dacă toate sunt strășeni, unul dintre cele mai negândite orașe din Moldova, și nu e o problemă a Moldovei, e o problemă a Uniunii Sovietice și a felul lor de a face orașele astea la marginea căii ferate. Ne uităm cum traversează oamenii. Deci avem așa, avem acolo piața. Piața din Strășeni e foarte mare, regională, vine lumea din Călăraș, din Chișinău, e că e oamenii din Chișinău. E că mai traversează oameni, traversează. Acum, de la piață în centrul orașului, care e încolo, nu-i trecere de pietoni, desigur, dar e ca prostia asta, care sovietici a făcut-o și noi, în loc să o desfințăm, am reconstruit-o cu mare tam-tam. Și evident că majoritatea oamenilor, uite la omul ăla cu covorul, el dorna să urce de la piață cu un covor în schinare, 4 etaje în sus și 4 etaje în jos, ca să le fie comod la mașini, să nu gâfâie mașinile sărașele, dacă să se oprească la o trecere de pietoni. Și evident că el a se baje acolo. Acum și trenul vine tamar. Și dacă merge omul cu covorul și cu pachetul, pe drum național, acum încă o prostie. Vedeți mașina care se întoarce? Aici e linie dublă, ea nu are dreptul să se întoarcă. Dar știți unde are dreptul să se întoarcă? Îmi pare că la semaforul de la Sireț. Deci e linie dublă undeva vreo 5 km. Respectiv, de exemplu, mașina asta galbenă, dacă vrea să cotească la stânga, ea monopatie, trebuie să cotească doar la dreapta, să ducă 5 km sau 3 km până la Sireț și 3 km înapoi ca să ajungă peste 20 cm. Dar asta nu-i tot. Iată podul ăsta pietonal care e foarte bine circulat, mulți oameni respectă decizia urbanistă, el se termină acolo jos, așa, și noi ce vedem? Noi vedem o stradă în care nu este trecere de pietoni. Și nu că ea nu-i desenată, e nu-i. Nu este semn de trecere de pietoni, nu-i nimic. Deci dacă tu ai coborât acolo, și mulți coboară acolo, și tu ai nevoie, e ca doamna aceea, ce să facă el? E traversează, ea mă traversează practic ilegal, ea trebuie, conform gândirii direcției transport din Strășeni, ea trebuie să ducă încolo 100 de metri, acolo este trecere de pietoni la următoarea intersecție, traversează, vin înapoi 100 de metri. Și doamna se duce la piață, evident că ea n-a să urci pe podul ăsta. Și noi ce avem? Noi avem de facto o trecere de pietoni, ea este. Și nu interesează dacă e desenată, nu e desenată, e pus semn sau nu. Pietonii trec aici pentru că fluxul e enorm. Sunt mii de oameni care au nevoie să treacă aici strada și asta e cel mai scurt drum din centrul orașului la piață. Respectiv, evident că pe cel mai scurt drum trebuie amenajat traseu pietonal. Eu nu mai vorbesc acolo, cred că e glod și doamne ferește când îi plouă o leacă. Deci atunci e o intersecție în care se vede că nimeni de la primărie nu stă pe podul ăsta 10 minute să vadă ce se întâmplă dâns în oraș. Eu nu știu câte accidente au loc aici, dar sigur că viața e plină de stres la toți oamenii care el cu covorul în schinare e nevoit să uite în stânga și în dreapta și să alerge pe drum național cu 4 benz ca să traverseze strada. Deci asta evident arată că în continuare în Moldova oamenii nu contează. Pur și simplu nu contează. Și cum este folosit orașul de oameni tot nu contează. Deci eu stau aici 4 minute. Au traversat peste 50 de oameni în stradă. Și ei nu-s vinoveți. Nică nu poate face un om bolnav sau un om eca. Uitați-vă, chiar credeți că doamna aceea se urși cu cărușorul 4 etaje în sus și 4 etaje în jos? Sau chiar credeți că mașinile care se iasă de aici, ele n-a scotească la stânga? Linia dublă deja e ștearsă de roți. Pentru că oamenii cu capul lor și cu deciziile lor desenează mult mai bine traseele decât orice arhitect cu drona în AutoCAD. Stăm, ne uităm. Ceea ce vedem, asta e un dezastru urbanistic. Asta e efectiv o lipsă de înțelegere a oamenilor de către autoritățile publice locale.